Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu este domnul senator Aurel Oprinoiu, senator USR de Prahova. Bine ați venit! Bine v-am găsit, domnule Enache. Vom afla, îmi propun să aflăm în această seară, în această emisiune, dacă USR poate câștiga primăria Ploiești, dacă numele vehiculate de la vârful conducerii USR afectează sau nu, vă refer implicate în scandaluri. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți Ploiești înainte să ajungem la Național? Am mai spus-o într-o emisiune, un oraș depresiv, un oraș fără luminițe și suntem deja în 12 decembrie și probabil vor fi câteva zile, nu știu, am înțeles că... Deci fără luminițe înseamnă că e depresiv? În decembrie, da. În decembrie, da. Și dacă erau luminițe, cum era Ploieștiul? Cum a fost acum un an? Simțeai spiritul sărbătorilor. Deci vă place în rest Ploieștiul? Că n-are luminițe acum, nu interpretați, nu doar atât. Deci nu doar lipsa luminițelor face din Ploiești un oraș depresiv, orașul în sine. Haideți să le luăm puțin pe rând, pe dumneavoastră, depresiv. Că e o sintagmă tare, oraș depresiv. Dați-mi, vă rog, trei argumente pentru care, dumneavoastră care locuiți aici, stați aici, Ploieștiul este un oraș depresiv, fiindcă, încă o dată, ați folosit o formulă foarte tare. Da, foarte corect. Haideți să ne gândim viață de noapte, dacă există în Ploiești. Nu. Zero. Probabil că nu există decât un club. Bine, că nu ține de primărie să facă lucrul ăsta, dar poate încuraja și poate motiva antreprenori să dezvolte această ramură. Hai să ne gândim la piața, la hale și piețe. Hai să ne uităm cum arată acestea, toate zonele în care sunt producători și își vând produsele, cum arată. Haideți să ne uităm în orice cartier, printre blocuri. Haideți să intrăm printre blocuri. Foarte curând am aflat că majoritatea platformelor de colectare a deșeurilor arată groaznic. Haideți să ne uităm, sunt foarte multe străzi în secolul 21. Ploiești, capitală de județ, municipiul reședință de județ, unde nu au canalizare. Și sunt multe. Putem să... Cine e de vină pentru toate astea? Priveliștea generală. Bine, dacă vreți, eu am altă listă. Eu pot, da. Dumneavoastră vreți... Mă rog, nu vă zic și lista mea, că nu sunt eu invitat. Dar eu am altă listă. Oraș depresiv, poate mi se pare un pic prea puternică, dar și am anumite nemulțumiri, că îl dă de ploieștean, este adevărat. Infrastructură rutieră, poluare, stați că sunteți în Comisia de Mediu. Da. M-ați dus la club, la piețe, la cartiere și la canalizare. Că le-a notat domnul senator. Bine, putem continua. Bine, haideți să mai trec. Atunci ce să mai trec? Poluare, pe exact. Trafic. Pe acum îmi furați ideile. Așa, trafic, poluare. Nu sunt idei, dacă n-am venit pregătit să mă gândesc exact care sunt problemele. Păi a zis că ați mai folosit într-o emisiune, păi acolo nu v-a întrebat. Dar n-am discutat special doar de Ploiești. Păi aici îmi punem și întrebări, nu vă lăsăm doar să ziceți. Da? Sigur că da, sunt multe lucruri. Deci cine e vinovat, domnul senator? Nu pot să dau vina doar pe domnul Voicu. Dar nu vreau asta, v-am întrebat cine e. Cred că toți primarii pe care i-am avut din 89 până acum, în epoca postcomunistă, hai să nu spun toți, dar majoritatea au fost fără viziune. Fără o viziune și fără o strategie. Pentru că orice primar, până la urmă, niciun om nu se află la stadiul de Dumnezeu în care să schimbe. În schimb, trebuie să-ți faci o echipă în spate. Și de ce nu au avut viziune și oamenii au votat? Adică, vedeți că în momentul în care vorbim despre Ploiești, mă gândesc și la Cluj-Napoca, la Alba Iulia, la Oradea, la Brașov, la Târgoviște mai nou. Domnule Enache, eu vă spun sincer, omul sfințește locul în orice domeniu și oriunde. Dacă vine, nu este acel Mesia, că nimeni nu poți să-i spui că e Mesia, dar poți găsi un om cu viziune, un om care să-și creeze o echipă în spate și un om care poate să realizeze multe lucruri. Și toate ideile nu trebuie neapărat să fie ale lui, pentru că, repet, nimeni nu este atât de superior și atât de bun încât să le știe și să mergeți pe ideea de echipă. Echipă. Păi da, asta e ideea. Dacă eu aș fi primar,
să discutăm și aș vrea să am o echipă de comunicare, m-aș uita către un om bun la comunicare. Spuneți-mi, vă rog, în paranteză, vă întrebeți, vă bateți nu să candidați? Excludeți să candidați? Nu, m-am gândit, nu o să candidez. Deci exclus. Spun ce aș face eu, dar nu voi candida ca să fie am clar. Am înțeles. Suntem în proceduri interne, nu mi-am depus candidatura, deci nu voi candida. Spun ce aș face sau ce ar trebui să fac. Deci stați pe margine, dar criticați. Sau cum? Nu este așa. Critic pentru că am ce critica și nu stau pe margine. Sunt în politică, sunt în foc, sunt senator. O să candidez în continuare, probabil în Senat, o să candidez probabil la Consiliul Județean. Nu, eu nu sunt omul care să stau pe margine. Deci, atât cât ne-am cunoscut, că ne-am mai întâlnit de câteva ori, și vă spun eu, nu sunt omul care să stau pe margine. Deci veți candida la Consiliul Județean? Stați că tot lansați așa minge la fileu. Cum se spune, veți candida la Consiliul Județean? Mă gândesc, da. Păi vă gândiți sau veți candida? Că așa și eu mă gândesc la multe, dar nu fac. Păi eu voi candida. Vreau să doriți să candidați la Consiliul Județean? Eu candidez la Consiliul Județean în intern. Dacă colegii îmi vor acorda votul lor, puteți să o luați și ca pe știre. Păi dumneavoastră v-ați depus candidatura pentru a candida la președinția Consiliului Județean? Nu mi-am depus-o pentru că încă n-am ajuns în procedura. În intern, mă refer. În intern, da, în intern nu am ajuns la procedura prin care eu să-mi lansez o candidatură. O să avem probabil prin ianuarie. Adică eu vorbesc ca un politic, ca un membru al unui partid. Stați că mi-a picat și pixul când de când cu... Vă rog, aici suntem live totul, nu? Vă rog. Dacă colegii mei, dacă o să candidez și colegii mei o să-mi acorde încredere, probabil voi veți fi candida. Da. Bun, haideți să revenim, să închidem paranteza aceasta. Spuneți-mi, vă rog, cu Ploieștiu. Cine e vinovat? Că nu vă lasă așa. A zis că ați mai folosit nu știu ce emisiune pe oraș depresiv. Aștept argumente. Cine? Sau aștept răspunsuri. Mă să răspundeți, nu primarul. Ok, n-am zis că primarul. Dar cine este vinovat? Că, nu, toți primarii. Știți cântecul ăla cu vinovații fără vină? Fiindcă cam așa nu, ceva. Nu sunt vinovații fără vină. Eu spun că toți primarii care au fost și Consiliul Local actual, trebuie să luăm ultimii 4 ani, că și USR-ul e la guvernare. Sau USR la Ploiești până la urmă, domnule senator, din punctul nostru de vedere, unde este? În opoziție sau la putere? Nu mai primit întrebarea asta de 100 de și ori. Ce ați răspuns? Este un caz special la Ploiești. USR se află jumătate la guvernare prin Consiliul Local, dar în opoziție cu domnul primar. Este struță comilă? Deci, suntem o struță comilă pentru că situația din Ploiești este o struță comilă și dumneavoastră știți foarte bine, adică nu trebuie să vă explic eu acum. Situația din Ploiești este o struță comilă, un primar care a candidat din partea unui partid, care acum este susținut de alt partid, au intrat într-o luptă în care noi nu suntem parte. Suntem într-adevăr într-o coaliție locală cu colegii de la PNL. Putem spune că suntem la guvernare cu colegii de la PNL, dar în opoziție cu domnul primar, care ar fi trebuit în mod normal să ne fie parteneri ca să putem crea lucruri. De aceea spun, este un mandat eșuat? Da, clar. Este eșuat. Ce s-a întâmplat în 4 ani? Ce așteptări să mai avem noi ploieștenii? Că mai sunt totuși 10 luni. Niciuna. Din opinia haideți că acum a zis cu depresivul că acum intru eu, deci nicio așteptare, deci nu credeți că nu am avut bani de luminițe, nu sunt bani pentru ratele la bancare pe care primăria le, nu sunt bani, adică este cel puțin din informațiile pe care eu le știu și pe care le-am auzit din discuțiile cu colegii mei, pentru că îmi cer scuze, nu am timp să urmăresc toate ședințele de Consiliu Local. Primăria Ploiești se află cumva într-un aproape prag de faliment. Cel care va câștiga primăria după acest mandat o să-i fie foarte greu, cel puțin o perioadă, până să redreseze acest oraș. Și văd lucrul ăsta ca... dacă USR o să dea un primar, o să dea un primar pentru două mandate. Eu sunt convins de asta. Există vreo șansă sau așa e o dorință a dumneavoastră? Știți că era și filmul la în politică, un tramvai numit dorință. În politică niciodată să nu spun niciodată. USR-ul poate să dea următorul primar al Ploieștiului? Noi spunem că o să-l dea. Dacă mă întrebați pe mine acum, pentru că probabil vor exista noi singuri... Poate că nu reușim. Cu procesele... Sunt două părți de PSD noastră, PSD și PNL, la Ploiești, cum le vedeți? De ce credeți că în sondaje, PNL... În sondaje. Eu vă spun că PNL nu sunt peste noi. În Prahova sau în general? Nu, vorbesc de Prahova.
Adică nu trebuie să privim lucrurile așa, pentru că pot exista și alianțe. Așa cum în 2020 am făcut o alianță avantajoasă pentru noi ca și partii la vremea respectivă și acum suntem deschiși la discuții cu diverse. Avem varianta polului de dreapta pe care președintele nostru Cătălin Drulă vrea să o facă la nivel național. Avem o oarecare posibilitate să renegociem din poziții, nu de forță, din poziții bune, ca să spun corect, cu actualul PNL. Evident că nu o să facem niciodată o alianță cu PSD-ul, lucrul ăsta e clar. Dar orice putem, înțeles că ați avut o emisiune cu domnul Apostolache de la România în acțiune, ușa noastră este deschisă și în acea direcție. Lucrurile de-abia au început. Urmează 2024, urmează un an electoral cu 5 rânduri de alegeri, dacă socotim cele două rânduri de scrutin. Este un an foarte important. Este un an care va da o direcție... Dar și stresant. Și adică stresant. Logic. Pentru popor... Logic, da. Dar o să dea o direcție României. Asta este foarte important. S-a scăpat. Eu vreau o direcție Ploieștiului până... Ploieștiului, României. Păi, dar ideea e să fie direcția corectă, nu să fie o direcție, dar să fie bună direcția. Nu să-mi spuneți iar... Păi dacă vă spun sincer, direcția bună e USR. Sunt subiective. Stați că și dumneavoastră aveți doi parlamentari care au părăsit corabia, au părăsit barca. Nu? Și direcția bună, dar, adică... Dar asta nu înseamnă că îi devine USR-ul și asta nu înseamnă că USR-ul nu a rămas acel partid reformist, acel partid corect care poate să aducă o guvernare liberală cu adevărat, care poate să conducă un oraș și să-l schimbe, să creeze acea echipă de care spuneam la începutul emisiunii din spate, care să... facă lucruri. Am cunoscut primarul și îți spun ca să nu, primarul din Buzău. L-am cunoscut la trei activități. Mie mi-a plăcut acel om. Primar PSD, exact, ca să spun că deci nu e de la noi. Mi-a plăcut ideea, faptul cum am simțit în discursul lui, cel puțin la nivel declarativ, nu știu exact ce a făcut la Buzău, dar la nivel declarativ și ce am discutat cu dânsul, mi-am dat seama că gândește la fel cum aș fi gândit și eu. Bă, eu nu pot să le știu pe toate. În schimb, am nevoie de oameni, am nevoie de echipă. Am fost la Ciugud. Și la Ciugud la fel s-a întâmplat. Echipă. E primarul USR acolo. Dar nu USR, nu USR, tot PSD a fost la Ciugud. Tot PSD. De asta spun că omul sfințește locul. Indiferent că acel om provine de la USR, dacă noi avem acel om foarte bine, îl aveți? Eu spun că da. Eu spun că da. Hai că toți suntem la acest subiect. Când va fi anunțat? Știți candidatul USR la primăria Ploiești? Suntem în proces de recrutare. Și vă știți cu nume și prenume sau încă nu? Nu pot să știu până nu o să trecem de procedurile interne. Pentru că, așa cum știți, USR este cel mai democratic partid din România. Asta ce să spune și dumneavoastră, da. Păi nu spun, asta e adevărul. Adică noi nu punem niciodată oameni cu mâna. Noi, de exemplu, pregătim adunarea generală și avem în seara asta, am început deja să avem prezentări în care viitorii candidați în Consiliul Local trebuie să vină să-și prezinte programul, să spună ce vor să facă în viitorul Consiliu, să se prezinte, să își explice un CV dacă va fi cazul, iar colegii dacă îi vor acorda încredere sau nu, candidații la primărie la fel. Adică asta este procesul. Acum credeți că ar trebui să fie viitorul primar al Ploieștiului, astfel încât Ploiești să nu mai fie un oraș depresiv, ca să vă citesc? Ce calități ar trebui să aibă? Neapărat. Noastră ați lucrat în multinațională, exact, veniți din mediul privat. Da. Un bun manager care să-și creeze echipe cu oameni buni pe care să-i motiveze ca să lucreze pentru el, pentru că ca orice coordonator de echipă, indiferent că vorbim de privat, de primărie, de orice, da, până la urmă șeful câștigă. Adică eu dacă am în spate patru echipe din patru domenii și eu sunt atât de bun și să-i motivez, să-i apă, să-i protejez, să creăm o relație de încredere, ei vor lucra motivați, iar într-un final eu voi fi eu. Este un pic... Da. Greșit să spun așa. Da. Șeful o să primarul o să câștige, pentru că cetățenii vor vedea realizările care se fac și vor spune primarul le-a făcut. Aici credeți că s-a rupt firmul, da, cum se spune? Da, da, da. În momentul în care n-ai echipă și în momentul în care... Și dacă dumneavoastră explodeți, văd... Păi dacă este domnul Volosevici încă o dată? Păi înseamnă că
ploieștenii asta și-au dorit, da, și să-și poarte crucea, exact cum am spus de multe ori. Păi de ce crucea? Păi dacă pentru, asta doresc... Pentru, înseamnă că vor să rămână în acest oraș depresiv. Dacă ei consideră că ultimii 4 ani s-au făcut lucruri și funcționează, aparatul administrativ local funcționează și îl vor vota iar, atunci își, nu este bine ce spun. Era aia cu își merită soarta. Nu am spus-o, dar am nu, gândit-o. Nu, eu am spus-o, da. Nu am spus-o, da, dar am gândit-o. Nu, ploieștenii trebuie să vadă, trebuie să, de fapt simt și văd ce s-a întâmplat și trebuie să aleagă altceva. Trebuie să aleagă un om care, știi, există și un proverb românesc, dacă trei fript cu a doua... Ciorbă, suflet și înaurt. Exact, dacă iar e ciorba și te frigi iar, înseamnă că... Îți place să te frici. Îți place să te frici. Spuneți-mă, rog, că sunteți și un, aveți și funcții importante, sunt și un membru marcant al USR la nivel național. Cazul Asconi. Noastră, cum a, ce, sunteți primul invitat de la USR pe care îl întreb despre acest subiect. Noastră, în ce cheie interpretați? Că ești tu scandal întreg, s-a pripit conducerea USR în momentul în care a scos-o de pe listă? Da, ați avut o poziție diferită? Nu aș vrea să comentez. Păi, primar, am o părere, evident, cunosc foarte multe. Cum ați votat atunci? La ce? Păi nu a fost cu vot, cu să se retragă sau? Nu a fost cu vot. Eu nu fac parte din Biroul Național și nu pot să iau decizii. Eu sunt la nivel local aici în Prahova. Nu, ce vreau să spun este că s-au greșit din ambele părți. Deci părerea personală nu este o părere a partidului. Am înțeles. Și cunosc... tu ai dreptate și tu ai dreptate. Nu, nu e vorba de dreptate de o parte sau de alta, este vorba de greșit de o parte și de alta. Adică nu vorbim de dreptate, ci vorbim de greșeli. Dar e o pierdere faptul că Renan Lasconi nu mai e pe listă? Ar fi o pierdere dacă ar pleca din USR. Că nu mai este pe listă, Renan Lasconi o cunosc. Jurnalistă, pro-TV, jurnalistă, adică notorietate, știe să comunice, este foarte motivată, foarte bună. Ar fi o pierdere pentru USR să plece. Că nu se mai regăsească pe lista la europarlamentare, o să regăsească în mod sigur în altă funcție. Pentru că merită și pentru că poate. Și pentru că a arătat că poate să genereze schimbare. Bine, o lăsăm pe Elena Lasconi, revenim la poluarea noastră. Putem să spunem, și Elena a greșit? Am înțeles. Cred că... Da, și conducerea a greșit. Cred că ea a vrut cumva să-i pateze și să... Cam bancul ăla, și tu ai dreptate și tu ai dreptate. Să atragă un electorat conservator spre noi, ea a făcut-o într-un... Nu vreți să fiți războinic pe acest subiect, da. Am văzut. Diminuarea poluării, domnule senator, da, din Ploiești, poate fi făcută, fiindcă și astăzi, când înregistrăm emisiunea, dimineață, nu mirosea, puțea, efectiv puțea în oraș și te întrebi și zici, sunt date peste cap stațiile de monitorizare, nu sunt, nu funcționează, sunt date peste cap și nu intervine nimeni. Și pe de altă parte ni se spune, domne, miroase, dar vedeți că nu s-a depășit limita legală, maximă, legal admisă, stați fără grijă. Oamenii zic, pe ce fără grijă, că ne deranjează olfactiv, adică serios, ne luați de proști. Cum vedeți acest subiect? Sunteți de 3 ani în Senat. Sigur că da, știu. Ați avut inițiative, cunoașteți subiectul. Spuneți-ne, vă rog, cu subiect și predicat, ce putem face, de la modul serios, sau este un război? Măcar o stație de monitorizare nu avem, că am înțeles că ne costă 1 milion de euro și Prahova nu merită. Nu este adevărat. Sunt stații de monitorizare la... Performante? Destul de, la toate cele 3 rafinării. Avem un laborator mobil, care este în proprietate, în custodia Agenției pentru Mediu, putem, dar răspunsul este că putem să facem ceva. În momentul de față avem suficiente legi ca să evităm poluarea și mirosul de care spuneai mai devreme. Din păcate, autoritățile statului nu-și fac treaba. Aici este singura problemă. Deci, știu foarte bine problema. Cu legislația actuală pe care o avem, cu măsurarea hidrogenului sulfurat și așa mai departe, nu avem, de exemplu, monitorizarea aerului. APM, Național, Agenția Națională pentru Mediu, nu a făcut contract de mentenanță a stațiilor și un an de zile nu a raportat Comisiei Europene pentru că cineva s-a blocat niște contracte și nu a, și așa mai departe. Deci birocrația, nu numai, că am avut de foarte mult ori asta cu birocrația. Crede-mă că dacă vrei să faci niște lucruri, cu toată birocrația ta, anticipezi. Dacă eu știu că birocrația să fac un contract de mentenanță pentru stațiile de monitorizare a aerului durează un an, pentru că asta este birocrația, încep cu un an jumate înainte.
Nu aștept să termine. Și bă, mă spun birocrația, că durează un an. Dar eu de fapt n-am făcut nimic și știam că o să expire contractul. Păi, ești, cum sună contractul cu gunoiul, Adi, cu Vitalia? Păi aștepți întâi să expire contractul ca să blochezi un județ, să-l îngropi în gunoaie, că tu n-ai fost în stare să te duci înainte de a expira și să chem la masa negocierii și așa mai departe. Asta cu birocrația. Vorbim despre incompetență, despre interes, despre ce vorbim? De amândouă. Am înțeles. Dar o centură verde, măcar, eu, încă o dată, Oploieștiul este un oraș industrial, nimeni nu dorește închiderea rafinăriilor, ca să ne înțelegem bine. Vorbim despre diminuarea gradului de poluare, despre asta vorbim. Da. Și am văzut și eu, domnul senator, cred că am mai vorbit în urmă cu vreo 2 ani cu dumneavoastră într-o emisiune, despre centură verde, centură care să fie în jurul Ploieștiului, pe terenuri private, cumpărate printr-o asociație, unde să fie oameni credibili la nivel, la nivel județean, fără semne de întrebare, și unde și rafinăriile pot dona. De ce nu se poate face nici măcar asta? Că aici nu ne mai încurcă nimeni. Nu este chiar așa, să spun. Vă rog. Clubul Rotarii cu Lucoilu o să împădurească. Deja am pădurit aproape toată fosta groapă de gunoi. La București, deci s-a început deja, la București s-a votat și o să treacă, s-a negociat cu parlamentarii USR, cu societatea civilă, cu celelalte partide, o să treacă centura verde a Bucureștiului, care va fi prima. Inițial am vrut să mergem pe o legislație prin care să facem pentru toate municipiile reședință de județ. Partenerii din cei din PSD PNL au respins ideea, hai să facem întâi pentru București, să vedem cum o să putem realiza proiectul și după aceea, dacă lucrurile vor merge bine, vom extinde și către celelalte municipii reședință de județ. Centura verde, da, este o ce întrebare cu legea, că de fapt pe noi ne afectează. Păi nu. Poate fi și la nivel local primăria. Centura verde înseamnă că toate pădurile din jurul orașului oprește orice fel de exploatare. Da. Parcă avem și mari păduri în jurul Ploieștiului. Unde nu sunt, le poți completa. Sunt bani pentru împădurire în PNRR. Au fost 700 de milioane de euro. Au mai tăiat, au mai pierdut. Oricum mai sunt 5. Și de ce Ploieștiul putea să acceseze? Evident că da, toți putem. Și inclusiv cetățenii privați pot să acceseze. Și stați că vă aici vorbim despre o problemă comunitară. Și atunci, credeți că în perspectivă, vrând nevrând, Ploieștiul va avea centură verde? Revenim la ce am discutat la început. Viziune. Lăsați-mă cu viziunea, că până la urmă facem noi o asociație, ploieștenii. Dacă primarul nu are o viziune în care să-și facă o idee de un oraș, bă, vreau un oraș în care să am o centură verde, vreau un oraș în care să aduc și eu un festival, că Clujul cu Antol creează un grad. Mă gândesc la o chestie de genul ăsta. Vreau să fac și eu centură verde, vreau să fac și eu o zonă maxes, vreau o viață de noapte, nu vreau, vreau altceva. Vreau să industrializez. Mă duc și dau avantaje investitorilor să vină, pentru că parte din taxele lor vor veni la mine. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar așa credeți că proiectul la nivelul abecedarului? Dacă mă uit în stânga și în dreapta, uneori am impresia că da. De centură verde va avea Ploieștiul cu sau fără viziunea primarului? Păi dacă primarul nu o să aibă o viziune, nu o să aibă. Păi de ce viziune? Păi stați puțin, că aici chiar nu vă... Aici vreau să-mi explicați. Facem o asociație, se numește Ploiești Patria Noastră, da? Și asociația aia cu profesori universitari, din mediul de afaceri, de peste tot, oameni credibili, imediat, și ne ducem la marile firme care prin activitatea lor poluează și le spunem, bă, puteți direcționa banda, noi cumpărăm terenuri timp de 10 ani și pe urmă le împădurim. Unde vi se pare că trebuie să fie viziunea primarului? Că dacă stă după viziunea primarului... Ce spui tu este o inițiativă privată și evident că o poți începe mâine. Privată a comunității. Privată a comunității, a cuiva. Uite, de exemplu, centura verde a Bucureștiului, și spun numele acum, domnul Găvan, este un celebru alpinist care a luptat mult. El a venit către noi, useriștii, bă, vreau, am proiectul ăsta, vreau, a venit cu noi în toate ședințele, la minister, la Ciolacu, telefoane, deci un om cu asemenea... A reușit într-un final. Deci ce spui tu? Dar după multe, multe eforturi... După multe, multe eforturi și ajutat de autorități, ne-au găsit pe noi, am toate ministerele, toate instituțiile... Și la Ploiești de ce nu faceți? De ce nu v-ați Pentru agitat? Că nu există un Găvan. Și de ce nu l-ați inventat? Adică este dincolo de politică centura verde.
Da, dar ca să o faci... Uitați, ce... poate luați ca temă, poate vă gândiți serios. De ce este nevoie de un găvan? Căutați un găvan, dumneavoastră, că sunt și Comisia de Mediu. Da. Când poate o autoritate... Pe ce zic pe domnul Găvan să facă încă o centură. Fică sănătatea copiilor... Da, știu, ne uităm la Parcul Vest, când intru un parc de 15 milioane de euro, bani pe care proiectul... E bine că există, e bine că există, dar ne uităm și cum arată cu copăcii de... Să fie, proiect să fie înconjurat de, de verde, da? Ca să reduce gradul de poluare. Și eu sunt convins că mari agenții economici ar rezona dacă li s-ar explica și ar exista un dialog. Da, trebuie să... Sunt de acord cu tine. Trebuie să existe un găvan care să ducă la diverse companii puternic financiar, la OMV, la Rompetrol, Rompetrol, la Lukoil, British American Tobacco, la Unilever. Unilever o să plece. De ce pleacă? Păi așa am înțeles, că își mută, să-și mute. Ce, stați că mi-a rămas de la început emisiunii. De ce vreți să candidați la Consiliul Județean? Pentru că îmi dau seama că în mediu, în zona în care eu activez, pot face mult mai multe lucruri de acolo. Și pentru comunități mai mari. Adică mă gândesc că știind problema cu deșeurile din Prahova și așa mai departe, mă gândesc că pot face un sistem integrat de management al deșeurilor de care noi prahovenii să ne mândrim. Pot... Păi și 4 ani doar asta o să faceți? Nu doar asta, tot ce ține, inclusiv... Deci pentru mediu intrați în primul rând. Mediu în fiind, lupta asta. Mediu fiind, da, aș intra în primul rând pentru că este zona mea de activitate de acum. Evident că nu mă voi opri, că n-am ce să fac 4 ani de zile să fac doar sistemul. Evident că sunt toate... M-am și gândit la o posibilă strategie prin care să asigur toți primarii din județul Prahova, indiferent de culoarea politică, că vor găsi la mine întotdeauna ușă deschisă și vor găsi întotdeauna și vor fi finanțate acele proiecte care sunt bine făcute și care sunt în interesul cetățenilor, indiferent de... Adică eu... Pensați că și actuala administrație a tras peste 2 miliarde de euro, adică sunt bani europeni. Da, foarte bine și putem trage... au realizat foarte multe lucruri, de exemplu, apreciez proiectul cu gazele către Slănic. Cu apă și canalizare, apă cu și canalizare, mă rog, da, sunt multe lucruri sunt de făcut. Sunt spitalul județean? Sunt multe lucruri. Da. Apreciez, de asemenea... la Spitalul Județean, acea secție... Opul și bloc operator, da? Păi apreciați la candidați, adică sunteți... Pentru că sunt convins că pot face mai mult de atât. Păi vă întreb. Păi dați început apreciativ și acum dacă candidez, știți cum este, domnule? Da, apreciez unele lucruri, dar sunt în profund dezacord cu multe alte lucruri. Păi asta vreau să mai spuneți, că altfel nu era... Păi altfel nu înțelegeam nimic. Adică nu... Dar știți, veți merge și noastră, dacă partidul va spune, da, domnule Opri, noi, dumneavoastră, veți fi candidatul nostru la Consiliul Județean. Știți că se practică tandemul. De acum 3 ani de zile, primarul Ploieștiului, Ploieștiul fiind cel mai mare bazin electoral, vă interesează și primul. Eu v-am spus acum doar o tendințele mele. Păi și eu am speculat, evident, că suntem în stați. Evident că există varianta. Există și varianta chiar să fiu ales de către colegi și să mă retrag pentru că intrăm într-o alianță. Nu deci nu excludeți. Nu sunt apele, nu sunt cărțile făcute din punct de vedere politic? Nu sunt făcute, nu. Nu este adică nici Prahova în acțiune, nici cam nimeni, nici PMP-ul, nici USR-ul, suntem nici PNL-ul în șanța candidat. Suntem în zona de tatonări. Când se vor termina tatonările? Pentru publicul larg? Cred că prin primăvara anului viitor. La USR, în Prahova, la USR noi Prahova? Noi vom fi mult mai devreme, noi ca și noi, cu candidații noștri, aleși, pregătiți pentru orice fel de negociere. O să terminăm mai devreme de atât. Cumva final de ianuarie, început de februarie, noi vom atunci ști... veți lansa oficial și candidatul la primăria Ploiești sau nu? Mai devreme, nu. Probabil că eu, fiind președinte al filialei Ploiești, după ce o să terminăm procedura internă, mă gândesc undeva pe la jumătatea lui ianuarie, după ce ne vom reveni puțin după revenion, da. O să... Și Sfântul Ion, da. Da, și Sfântul Ion o să facem o lansare oficială la care îmi doresc foarte mult să participe președintele partidului, Cătălin Drulă, să arătăm că suntem un partid care putem să guvernăm și local și național. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ce ați înțeles din asta cu că se tot vorbește, domne, USR-ul, partidul corporatiștilor,
tinerilor plecați în străinătate la studii și întorși afectează aceste, de fapt nu-i scandal, ultimele fapte ale domnului Vlad Voiculescu, întâmplate cu domnul Vlad Voiculescu, doamna Mihailă și așa mai departe, imaginea partidului, care e strategia USR? Care este poziția USR? Vă recomand să citiți postarea lui Vlad Voiculescu, chiar în ziua în care a fost chemat, audiat. Și să înțelegeți foarte bine. Eu nu spun că acest dosar este unul politic. Da, v-am întrebat altceva. Vă rog. Apreciez ce face DNA-ul, dar Vlad Voiculescu nu are nici cea mai mică vină în ceea ce s-a întâmplat. Nu există nici cea mai mică suspiciune că ar fi luat un cent. Deci toate, trebuie dar să citești pentru că nici organele nu acuză atunci, acest lucru. Atunci de ce? Nu luare demite. Atunci de ce vor ce ne-am încins acum la final de an pe discuția asta? E cu abuz în serviciu, știți? Care abuz în serviciu? Abuz în serviciu este când există un prejudiciu. Pe un miliard de euro, așa cită presa. Asta este o narație a presei. Nu este adevărat. A fost cumpărate de 500 de milioane vaccinul în care au fost vaccinați 9 milioane de oameni, că vaccinarea nu a avut suficientă. Deci spuneți suficientă. Că, mă rog. Să vă dau un singur exemplu ca să înțelegeți. Media per capita, pe fiecare cetățean de vaccin în România a fost 2,9. Media europeană a fost de 3,11. România se află între țările care au luat cele mai puține vaccinuri. Chiar dacă vorbeam cu cineva, mă scuzați o scurtă paranteză, vorbeam cu cineva, la ora actuală în Germania sunt oameni programați până în luna martie să se vaccineze anticovid. A ajuns un fel de antigripal. Vorbesc serios. Da, știu. Adică acolo este pe listă. O să vedeți că nu e... îl cunosc pe Vlad? Dar cu PNRR-ul ce este? Că tot se vorbește că USR-ul a făcut PNRR și de asta domnul Ciolacu, PSD-ul mai ales spune domnul asta. Domnul Ciolacu nu găsește PNRR-ul. Deci a fost atât de funny ca să nu spun atât de... a scos o idioțenie atât de mare încât spunea cu acea privire blândă, acum l-am învățat consilierii lui să vorbească, să te uiți în stânga, să te uiți în dreapta și să spui niște minciuni și niște idioțenii pe care cred că nici cei care le-au scris probabil au vrut să râdă de el, i-au dat punctajul ăsta, să spună că eu, prim-ministru, nu găsesc PNRR-ul. Păi pe bune, cum nu găsești PNRR-ul când tu ai spus că trebuie să-l negociezi la Bruxelles, să-l renegociezi, cum nu găsești când se află pe site-ul Ministerului de Interne, adică sunt câteva lucruri pe care eu personal, ca politician, înțeleg politica, am început să înțeleg suficient de bine după acești 3 ani de politică la vârf, dar unele lucruri sunt nefirești. Ce ați înțeles din politică după 3 ani? Că veniți din mediul, proveniți din mediul privat, multinațional, sunt perioade în care, sincer, știu, simt că nu mă regăsesc. Adică mi se par lucrurile atât de greoi, de pus în aplicare. Sunt atât de multe lucruri urâte, ca să nu le spun cu mizerabile, pe care le văd, le trăiesc și simți că strigi în gol fără ajutor. Și uneori spun, bă, nu e locul meu aici. Eu am trăit într-o zonă în care existau reguli, era apreciat pentru ceea ce făceai și așa mai departe, dar pe de altă parte îmi revin și îmi spun, bă, dacă eu plec, ei asta vor, oameni care vor să schimbe, și sunt foarte mulți colegi din USR care sunt mai habotnici ca mine în a face bine, ei asta vor, bă, să scăpăm de ăștia. Bă, după aceea facem noi lucrurile, de ce să țipe după noi că am făcut nu știu ce ilegalitate sau că... E asta vor și atunci îmi spun, bă, până la urmă cineva trebuie să o facă și încerc să convin cât mai mulți oameni, pentru că numărul contează. Cât mai mulți oameni de bună credință, din păcate îi convingi foarte greu. Eu cunosc manageri de multinaționale de top. Oameni, dacă e să comparăm persoana despre care nu vă dau numele că nu mi-a permis și Ciolacu, Ciolacu ar fi undeva la minus 6. Bine, normal că e PSD și de asta îl dați. Îl dau așa și el, ar fi de la 10 la minus 6, deci care ar fi un prim-ministru de excepție. Care lucrează în mediul privat și care nu vrea să intre în spațiul public. A lucrat, public, a ieșit din mediul privat, a lucrat, a condus multinaționale. Și care nu vrea să intre în zona publică. Asta voiam să spun. Nu vrea să intre pentru că a zis, bă, eu nu pot.
Eu n-am nevoie de bani, n-am nevoie de nimic. Sunt numai din acțiunile pe care le-am primit, da, când am ieșit din activitate, trăiesc. Și atunci ce nu vrea să dea și țării puțin înapoi? Pentru că nu s-ar obișnui, după ce muncești o viață întreagă și ai realizări și ai performanță. Și atunci cine se schimbe România? Oameni care, eu nu sunt la nivelul acelui om pe care, adică eu n-am ajuns, nu am atât de multă experiență și nu sunt atât de puternic în a face lucruri. Și atunci oamenii cumva mai dintr-un eșalon care îmi asum. Pentru că cu cât mai mult, cu atât mai bine. Nu trebuie neapărat să fie, că nu există nicăieri un Mesia. Și să presupunem că l-am convinge pe acel om să intre în politică și să schimbe lucrurile. Nici el n-ar putea să fie o voce. Nu o să fie o voce, nici el nu se poate singur. Adică avem nevoie de cât mai mulți oameni, despre persoane despre care am vorbit mai devreme, foarte buni, să-i aducem dacă putem bine, dacă nu, cât putem de mulți. Cu cât suntem mai mulți, cu atât puterea o să fie. Vor fi multe, mulți oameni noi, nu se reproiești? Am început, numai seara am votat 8 adeziuni. În ultima perioadă, bine, probabil și an electoral, sunt din ce în ce mai multe cereri. Și mă bucur că au venit alături de noi doctor stomatolog, au venit alături de noi ingineri IT-ști, au venit alături de noi studenți din toate categoriile. Este cam publicul dumneavoastră, da, electoratul nostru. Din toate categoriile îi primim cu dragă inimă și încercăm să-i motivăm să creăm această schimbare pe care o tot așteptăm de 30 de ani și nu mai vin. Deci 15 ianuarie ne revedem, domnule senator, domnule președinte. Vă promit că o să fiți invitați la lansarea noastră. Îi promiteți-i că veniți aici, pe scaunelul acesta, și anunțați în premieră cine, dacă doriți să faceți o promisiune. O putem face după ce vom finaliza procedura noastră internă. Dar undeva 15 ianuarie veți lansa candidatul, da, USR, da, pentru primăria municipiului Ploiești, în jurul, da, acestei date. Inclusiv consilieri. Vă mulțumesc, domnule senator Aurel Oprinoiu. Ne vom reîntâlni așadar la începutul anului viitor. Vă doresc sărbători frumoase. Mulțumesc la fel. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!